Tu ce faci? Îți desenezi ochiul? Da. Încerc să copiez domnul verde. Ia, cum faci? Cum faci? Cum îți copiezi ochiul? Te uiți în oglindă și îl desenezi? Da. Ce tare ești! Am despălat vase, seara dacă lucrez îi las pe copii să pregătească ei ceva și lasă cum lasă. Aceasta este situația, după ce voi spăla toate vasele, o să mergem la plajă pentru că avem vreme frumoasă. Yes! Cu ce te-am enervat, Carla? Vezi? Când e certat, deja pune camera să vadă. Ieșiți mai repede afară, vreau fix acum înainte să plecăm. Deschizi ușa și te apuci să cauți lucrurile să filmezi. Lasă-mă mai filmat, lasă-mă în pace. Păi nu că vreau să te vezi cât de ele. Haideți. Ana. Hai, ia. Ați luat prosop și pot ce să stăm? Da, hai, tu să-i tu. Păi tu ce ai făcut, tati? Eu asta. Mergem la plajă. Este flux și nu avem plajă. Când este flux, nu avem plajă. Când este reflux, avem plajă. Acum nu știu ce facem. Stăm în picioare. Ia uitați ce au făcut câinii. Ați văzut ce au făcut câinii? Ăștia cred că o să evadeze până la urmă, nu, pe cuvântul meu. Vreau să vă spun că orice proces psihic implică și o acumulare de energie, pentru că așa comunică neuronii între ei, prin niște descărcări electrice și implicit te încarcă într-un fel sau altul. Stai, tati, puțin. Și o baie în mare este... Te spală de absolut orice energie acumulată. Rămâne acolo. Este minunat. Este minunat. Măi, oameni buni, stați așa că nu știu dacă mi-am pus eu. Cred că acum e drept. De-abia. Măi, oameni buni, mie mi-e mai ok cu ochelari. Să fac vlogurile, mă refer. Vă explic de ce. Bine, oricum îi port toată ziua pentru că e soare tot timpul și îi port pentru că îmi plac ochelarii de soare. Eu ieri am făcut vlogul fără ochelari și tot timpul când eu montez și mă uit la mine și îmi văd expresiile, mi-amintesc de tata. Nu că nu l-aș îndrăgi pe tata, îl iubesc pe tata, dar toată viața nu mi-a plăcut privirea lui, știți? Tata este... Are o privire încruntată și când râde. Și... Nu știu, mie îmi plac persoanele vesele, mie îmi place să râd, îmi place să zâmbesc, dar l-am moștenit pe undeva, adică eu văd anumite expresii, le asemăn cu cele ale tatălui meu și nu îmi place. Adică eu când am editat video de ieri, m-am încărcat. Bun. Ce vreau să vă spun? Este evident că noi semănăm cu părinții noștri și ei seamănă cu bunicii lor și așa mai departe. Dar vreau să vă întreb dacă cumva v-ați pus problema și dacă ați făcut vreodată vreun calcul la câți
Nu moștenitori. Câți urmași avem noi în spate? Eu m-am oprit la 25 de generații, la 500 de ani. Am pus 20 de ani o generație, 20 de ani între generații, deci 25 de generații, ori 20 de ani între ele, fac 500 de ani. Nu știu dacă v-ați pus această problemă, dar noi avem legătură doar în ultimele 25 de generații cu peste 33 de milioane de oameni. Adică depășește cu mult populația României. Deci un singur om, eu mă refer, da? Am doi părinți, altfel nu se poate. Deci eu n-aveam cum să ies. Deci trebuie să am doi părinți, da? Am patru bunici, pentru că altfel nu se poate. Am opt străbunici, pentru că altfel nu se poate. Și tot așa mai departe, știți cum e, exact ca memoria de la calculator. După 8 străbunici, 16 străbunici, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 și tot așa. O să fac exact aici pe ecran, o să pun aceste calcule. Și nu știu, v-ați gândit vreodată la chestia asta, sincer? Că noi semănăm cu peste 33 de milioane doar în ultimele generații. Pentru că cum semăn cu tata, sigur am ceva și dintre cele 33 de milioane pe care nu le cunosc, nu? Mi se pare senzațional. Acest subiect mi se pare senzațional. Ia uitați bucătărie, Gigea. Acum mă duc să montez. Este 6, îmi ia vreo 4 ore, termin pe la vreo 10. Vă arăt mâine dimineață.